Demisia premierului Boc este un gest care se impunea de mult mai multă vreme, sunt de părere reprezentanții USL. De asemenea, ei susțin fără echivoc că, pentru ca situația din România să reintre pe un făgaș normal, trebuie organizate alegeri anticipate. Reporterii Valahia TV au stat de vorbă cu reprezentanții la vârf ai USL din județul Giurgiu pe această temă. Nu ne surprinde, primul rând, demisia, pentru că să demonstrează că presiunea străzii, acele meeting-uri organizate, acele întâlniri de la nivelul pieții universității, precum și celelalte întâlniri la nivel orașele mari din România, au cerut foarte clar demiterea guvernului și, bineînțeles, Jos Băsescu. Lucru care cred că ne îndreaptă, așa cum s-a discutat, este nevoie, deci, de alegeri anticipate. Demisia domnului Boc, evident, vine mult prea târziu. Au fost nenumărate voci care spuneau că pentru a salva ce mai putea fi salvat, PD-ul trebuia să-l schimbe pe domnul Boc cu aproape un an în urmă. Schimbarea, demisia lui de acum este o victorie pe care măria sa, poporul, o reportează în disputa cu o guvernare nedreaptă. Cred că USL ar trebui la rândul său să tragă câteva învățăminte din această situație. Pentru că este foarte clar că, deși românii învață mai greu democrația și toate avantajele care derivă de aici, vor fi în stare din ce în ce mai des să amendeze guvernanți sau persoane politice care promit una și speră cumva că sunt uitate prea repede promisiunile lor. Un guvern de incompetenți care a dus țara și mai ales populația acolo într-o sărăcie cruntă cu problemele care sunt acum. Interimatul este un aspect care nu face decât să țină problemele administrative și nu știu dacă face bine României. Cred că cel mai bun lucru sunt alegeri anticipate în acest moment, ca românii să spună părerea și să-și aleagă noi conducători.